găsit tuturor, campania Da pentru Sport, aici la Reghin TV. Suntem la Sportiv Școlar Reghin și suntem cu domnul profesor coordonator al CSS, domnul Budai Barna. Domnul profesor, în primul rând, felicitări pentru tot ceea ce a însemnat CSS în acest moment și aș vrea să punctăm puțin așa. Ce se întâmplă de fapt aici? Câte grupe sunteți organizați? Așa pe scurt, pentru că fotbaliștii pe care i-am prezentat până acum în campanie sunt super. Așa este. Deci, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. La Clubul Sportiv, secția fotbal, conform planului de școlarizare, avem patru grupe susținute de primărie. Deci, Republicanii A și Republicanii B, deci copii născuți 97-98, care joacă la juniorii A, juniorii B 99-2000, în colaborare cu Avântul. Deci ei joacă în campionatul național, la un nivel mai sus. Campionatul național organizat de Federația Română de Fotbal. Mai jos, în județ, deci participăm cu juniorii C, copii născuți 2001 și 2002, juniorii D, 2002 și 2003 și mai mici. Deci aici participăm cu trei grupe, deoarece avem și pe plan privat, în colaborare cu Clubul Sportiv Sporting Reghin, o colaborare bună, deoarece planul de școlarizare nu ne lasă să participăm în campionat, dar cu patru echipe. Și așa formăm grupele mici la Sporting Reghin, după care, după 2-3 ani, copiii vin la școala sportivă. Este un lucru foarte bun, deoarece nu putem angaja azi profesori la Clubul Sportiv, ca să mai cuprindem alte grupuri de vârstă. Știți bine, ca să avem performanță, trebuie să luăm de mici și deja, când sunt la mari, să dăm la un nivel mai sus, la un nivel superior, Liga a doua, Liga a treia sau chiar Liga a întâia. Exact, plus centrele de excelență, de excelență sau care, academiile de fotbal. Așa este, anul acesta chiar am reușit să dăm doi jucători la centrul de excelență care a pornit anul acesta în București. Să sperăm că vor face față și o să auzim numai de bine în viitor. Da, cineva vrea să vină cu copilașul să facă fotbal și vine la dumneavoastră. Nu știu, ce trebuie să facă? La ce se aștepte? Deci, în primul rând, pe noi ne găsesc pe terenul Metalul zilnic. Chiar am coborât până la categoria 2009, deci formăm grupe mici la Sporting Reghin, iar pot veni și la Clubul Sportiv, la Republican, chiar am anunțat o selecție la junioria, deoarece foarte mult s-au lăsat de fotbal și îi rechemăm înapoi ca să avem și numeric, că e altul când ai 30 în loc și ai de unde alege. Iar și la juniorii B, împreună cu Avântul, și acolo mai căutăm sportiv să joace la un nivel mai sus. Bun. Acum, concluzia anului, știu, calendarul sportiv care s-a încheiat, dar bun, suntem vară, e normal, indiferent modul sau momentul în care va intra interviul nostru. O scurtă concluzie. Cum a fost acest campionat? Deci obiectivul ne-am îndeplinit în aproape la toate grupele. Da. Cum știți, locul 2 și calificare la zonă, care n-a fost de mult timp în Reghin, echipa să se califice la zonă. La juniorii mici, acolo rezultate bune, atât și la Sporting. Participăm chiar la foarte multe turnee în perioada de vară, chiar nu la vacanță aproape deloc, să continuăm în formă. Avem încă trei turnee foarte tari care ne așteaptă și este și o pregătire pentru competiție. Am primit, o să începem competiția în 6 septembrie, iar la Republican în 23 august. Deci, e clar. Deci, repede. Scurtul, repede. Scurt este, foarte scurte. Da, da, bun. Domn profesor, eu vă doresc mult succes. Normal ne vom mai întâlni, pentru că rezultate sunt și trebuie să le prezentăm reghinenilor. Și, încă o dată, baftă și să sperăm că din acești copii talentați la ora aceasta, vom auzi peste ani și ne vom lăuda cu ei. Vorba aceea, echipe mari și, de ce nu, la naționale. Și eu cu ei tot timpul am vorbit, domnule, când ajungeți sus, să vă lăudați. De unde ați pornit? De la CSS Reghin. Și reghinenii atunci să se mândrească.
de acum așa deja este. A pornit, da? Mult succes și să sperăm chiar așa. Chiar pe această cale vreau să mulțumesc Consiliului Local și Primăriei Reghin, care ne susține în continuare, ca să putem participa cât mai multe turnee și în competiție, și pe această cale vreau să le mulțumesc încă o dată. Da, și noi vă mulțumim că aveți grijă de acești copii și, bineînțeles, lor de faptul că sunt atât de serioși și, iată, au rezultate. Mult succes în continuare! Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, campania Da pentru Sport aici la Reghin TV, CSS Reghin subiectul până în acest moment, sunt Ghiță Zileru, ne vom lăuda cu ei și peste ani, deja am început de acum și până atunci sunt încântat că